Vin și eu și vin cu o chestie la fel de interesantă, spun, și anume, nu credeți că așa cum a căzut Ceaușescu și comunismul și tot sistemul ăla, era vorba despre un sistem, se va întâmpla asta și cu sistemul de acum? Descriați foarte bine mecanismul, da, pe vremea lui Ceaușescu. Păi nu era nimic uman. Adică să se ducă unul să ia un interviu cu Ceaușescu, să vorbească. Totul era prefabricat, prestabilit, măsurat și așa mai departe. Vă duceți aminte de la numărul de semne, că mergeați în tipografie, am fost și eu după 89, da? Că era tipografia de plumb. Nu credeți că se poate întâmpla asta și cu sistemul de acum? Pentru că nu e vorba doar de un sistem care există în România, ci ideea de progresiști, de neomarxiști, de dărâmarea statuilor, de nu cancel culture. Adică nu credeți că va veni un moment? Da, asemănarea dintre Ceaușescu, dintre regimul Ceaușescu, regimul Iohannis, constă în solemnitatea găunoasă. Și Ceaușescu, în ultima fază, că Ceaușescu a multe, Crunta a fost ultima etapă. Da, de prin 85. Dar 80, gata. Da. Bun. Ai sesizat foarte bine, deși caracteristica acestui regim era găunoșenia împodobită cu sclipici. Stadioane, pline. Nu, totul era solemn, totul era sărbătoare, dar nu era. Așa și aici. Dacă te uiți așa, Klaus Iohannis, ar vezi și acum. Stătune, vă dau cel mai bun exemplu. E solemn. Lăsați aruncarea paltonului și că-i căra foile Delia sau cum o cheamă. Dar în cartea lui Morar e un fragment... Cu gongo. Cu gongo, adică la un avea, primit... avea talent de gongo ăla. Sta să spun, adică asta mi se pare ireală, adică nu e adevărată. O întâlnire a lui Daniel Morar cu un om care se duce într-o audiență la șeful statului, la președinte României, și înainte de a apărea Iohannis, se aude de nicăieri un gong și spune președintele României, Dumnezeule, boxe. Unde se întâlnește cu un om, nu e vorba despre nimic altceva. Se deschid ușile. Bun, credeți că se poate schimba sistemul? Adică se poate reseta și ideea de presă în România? Poate că nu se mai fie ca în anii 90, dar se poate schimba ceva? Cred că sigur că ei au făcut acum o diversiune și au reușit să astupe rana. Dar adică eșecul imens. Eșecul care este asemănător cu cotul domnului. Este un eșec uriaș, mai ales pe un orizont de așteptare. Da. Încetul cu încetul se plătește, să știi. Adică... Deci vine nota de plată, se va deconta într-o bună zi. Vine nota de plată. Rămâne un mare mister cum destăpânește presa, dar nu cred că el. Păi nu stăpânește el presa, ci el... conduce sistemul care conduce, care stăpânește presa. Și altă caracteristică este asta, uite că e altă notă comună. Este prăpastia dintre propagandă, dintre presă... Și realitate. Așa e și acum. Adică, domnule, păi nu, de la asta pleca, n-am enunțat eu cum trebuie. Pe vremea lui Ceaușescu, prăpastia uriașă, diferența de la cer la pământ, între ce spunea propaganda și... Ce se întâmplă în realitate? V-am văzut azi pe un site, nu vreau să-l mai dau. Bun. Păi era titlul următor. Cazul Schengen pe masa de lucru a Consiliului, când nu e pe masa de lucru. De, nu, eu nu reușesc. Am și argumente. Adă-mi și mie să-mi arate cineva că vreau să pun mâna pe o coțofană. Să vedeți, domnule, să o pipăiți, există, nu? În sensul bun. Suntem de cinci creierul lui. Cum să scrii titlul ăsta, că știi că nu? Păi stați, domnule, puțin. Era Consiliul Jai, da? Da, și era clar că nu era pe agenda. Poftiți? Nu era pe... Nu, Jai, acum... Și ăla spuneau că Germania nu o să voteze Croația pentru, dacă nu votează, Austria-România. Hai, e delicat. Nu e ce delicat. A apărut o coțofană. Așa. Deci face pauză de prânz. Așa. Da. Și apare o coțofană care transmitea în direct, am înțeles că... E de acolo ăla, din sursa asta de care vă zic eu. O coțofană, care era, am înțeles, că rade chiftelele. Chiftelele, când se duce la recepție, o iau la fugă. Da. Nu pot să-i dau numele, că e doamnă. Așa. Și transmite, în direct. Sora mai mare Germania, o bagă pe telenovelă turcească, cea mai tâmpită. Da. Sora mai mare Germania, urecheată acum pe Austria, cu tare. Aia era sursa, ce vă ziceam eu, de păi acolo, nu, de la ziaristul britanic. Păi nu, ea spunea în direct, da? Da. De ce? Că ea era deja în piesă cu televiziunea ei alupește ca să arate narațiunea pe care a făcut-o pulbere. Klaus Iohannis, ieri a făcut pulbere tot ce au
tot ce, de pe 8 decembrie, tot ce s-a spus în presa română și în politică, nu mai a venit Claus Iohannis și a zis, bă, Austria n-a avut nimic cu noi. Ceea ce Marele Jack, mai e un lucru foarte simplu despre care noi am discutat la telefon. Diferența între propagandă și realitate. Da. Pe 18 noiembrie, Claus Iohannis a vorbit pentru prima dată că e posibil să nu intrăm în Schengen. 23. Nu 23 m-a născut pe de rost. Pe 23, pe 18 a apărut, nu. Nu, a apărut în presa austriacă. Cea mai da. Mare minciună, promovată, pe 23, nu, scuze, da. Promovată de însuși șeful statului, este aceasta. Și aici, și în fața plutonului de execuție, să spun. Da. Este faptul că pe noi ne-a luat prin surprindere. Nu e adevărat și încet, dacă vrei, aduc și dau... Da, e clar că nu ne-a luat prin surprindere. Nu m-a râsut că le dau un cap la toți deci cu podcast. Deci era 23 noiembrie. Nu, 23. N-ajung la 18. Te-ai uitat la podcastul? Nu, da, m-am uitat. Păi ce am zis eu 3 zile la rând? Băi, în neregulă. Asta, domne, ce a zis dumneavoastră. Și pe 23 a zis. Că sunteți un, vorba noastră, sunteți un cetățean. Un civil. Pe 23 noiembrie a fost prima dată când el a recunoscut, când el a recunoscut că nu e capă de drum și că nu ar fi momentul să punem mâna. Exact, și așa mai departe, că mai există și... Păi bun, din 23 noiembrie până pe 8 decembrie sau când a fost, au trecut 2 săptămâni în care am fost mințiți în continuare. Propaganda de a vorbit de... Pe 18 am fost mințiți. De ce? De... A, de pe 18 au zis austriecii. Bun, dar vine un oficial al statului român, da? Adică președintele României și nu era asta. Normal ca presa să-i atragă atenția, că minte? Păi da. Păi nu-i spune nimic, sunt toți de acord cu asta. Păi asta spun. Unde era, unde era presa din, de când a apărut declarația? Că l-a adus la radio în Austria, el s-a cerut să spună. Da? Hai să dau un exemplu de presă. Dar hai să avem nu, un dialog. Nu, ajunge, păi ajunge un dialog, da. Vine ministrul Austriei. Da, ministrul de interne. Nu, și cancelarul, cancelarul zice azi, da, că după datele lor, 20, așa zice el, 20.000 de migranți au trecut pe România cu sprijin... A spune astăzi. Manistru. Da. De acord, bun. Ne îndepărtăm. Ce, nu, nu, că e foarte... Ce face adevărata presă, marea presă? Zice, opa, ia să vedem, nu mă, să ne zicem la bode, să vedem. Nu, au zis că minte din stat. Bun, mă întorc încă o dată. Zi. Da, declarația, lăsați declarația... Păi poate mă anunță că a căzut guvernul. Alucine. N-a căzut. Declarația lui Klaus Werner Iohannis, președintele României. Îl văd și acum, când prima dată, era prima dată, când punea sub semnul întrebării... 23. Intrarea, 23 de noiembrie, în Lituania. Intrarea Letonia. României, intrarea României în Schengen. Da, nu era aici, era acolo. Ba, nu că punea sub semnul întrebării, era clar că nu intrăm dacă mă întrebați pe mine. Da, se că nu e un capă de țară, nu este punctul final, mai vedem. Păi și din 23 noiembrie sunt două întrebări. Unu, ce au făcut oficialitățile nimic. Statului român? Stați un pic. N-au făcut nimic, da? La prima întrebare, ca să schimbe asta, da? Și doi, păi bun, și minciunile de acum, inclusiv ale lui Iohannis, îmi pare rău că trebuie să spun asta, că în ultimele zile... Austriecii și-au schimbat poziția. Păi nu e adevărat. Și doi, presa din România, din momentul în care Klaus Werner Iohannis, președintele României, domnia sa, a făcut acea declarație, a continuat în fiecare zi cu iluzia, sau dacă vreți, cu amplificarea creierii acestui orizont de așteptare că România intră în Schengen. De ce? Păi nu mă întorc înainte. Eu mă întorc nu la 23. Și să arăt complicitatea presii. Eu fac o chestie populară. 18... Nu înțelege, nu putem nu, avea. Păi foarte important. El spune așa, că ne-a luat pe surprindere. Nu e adevărat. Clar, nu se mai pe data de 18 noiembrie la ora 12:20 la marele jurnalul de la ăla, că știu pe de rost, da. ministrul de interne... A spus. Spune că nu. Un subiect predicat. Bun. Eu, Cristoiu, pensionar, am sărit în sus, opa, băi, ce-i cu Austria, da? Bun, Klaus Iohannis, să zicem că nu știa, da? Nu se ducea de elea, cioc, cioc, domn președinte, domnule, ăia sunt nebuni. După, se face... Păi, în 23 a spus, a aflat. Nu 23, păi nu, eu spun, nu, că n-au făcut nimic, el spune că l-au luat prin nimic. Surprindere, da. Bun. Se face 19, seara iar zic, băi... Presa română, ticăloasă, care era breaking news-ul, breaking news-ul.
Dă un comunicat, nu se interesează nimeni. La ce emisiune? Bun. Da, ce a spus se face cu, 18, da. Nu se, eu seara iar fac gălăgie. Da. 19 iar fac gălăgie. Am vorbit și în emisiune. Păi nu-i foarte important asta, da, acum da, are aminte. Ascult, și da. Atunci, m-am interesat duminică. Băi, sunteți nebuni? Uite ce a zis ăsta, da. Și mi s-a spus că este ordin, atât în presă cât și la putere, să nu facem gălăgie, că se rezolvă. Asta m-a făcut pe mine să fiu idiot, să spun că vom intra. Azi că am vrut să vă întreb. Păi nu mă... Că a fost declarația lui, și că între timp se negociază, se discută și da, se rezolvă. Da, a venit apoi luni OMV-ul. Bun, el spune că nu știa. Păi când a venit OMV, încă o dată, dacă când eu... Când a spus că nu știa? Păi a spus pe 23 că știe. Da, dar eu spun că încă de pe 18 România nu a făcut nimic. Da, domnule, știa de pe 18 și nu a făcut Marius nimic, Tucă, clar. Nu a făcut nimic. Clar, nu a făcut nimic. Singura mișcare a fost a lui Bode pe 23, care s-a dus cu o prostie, că problema se rezolva la nivelul ăla. Părerea mea este că ei au știut mai de mult și o să vezi că spun eu, că știu din surse. De pe 1 noiembrie au știut. Au știut? Da. Dar bă, cred, dar nu avem momentul păi nu, ăsta nu, confirmat. Nu, Marius, că au știut, dar s-au gândit cum să scape. Adică și atunci au creat diverse. Fără să facă nimic. Da, păi nu că știau că nu se mai nu, poate face. Odată că n-au făcut nimic și doi s-au gândit cum să scape și au pus la cale și-o pe Austria. Păi nu, păi dar nu, Marius, stai. Păi nu. Marius, nu, ascultă. De ce n-au făcut nimic? De ce? Pentru că intrarea noastră în Schengen era cu pile. Adică a zis el acum, ai fost atent în seara asta, noi care am făcut sacrificiu. Da, 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 bun. Ce a spus și dumneavoastră, domne, am pus șoselele, da. Porturile și așa mai departe. Probabil că Dunărea. Probabil că n-au avut, de aia și zis se rezolvă. Probabil și ăsta a pus mâna pe telefon și ai noștri au zis, lasă-mă că au, cine-mă Austria, cine-mă ăia? Păi dacă noi am face... Și lasă că se duc ăia și îl ciocănesc la cap ăia. Noi am confundat Austria cu România. Aia cine? Păi ăia, marile puteri care a făcut... Da, și Austria n-a vrut să cedeze. Pide. Da, dar eu cred, și am și o informație din surse oficiale, că austriecii au primit ordin să facă asta. Probabil, nu știu. N-am nicio îndoială. Eu... Pentru că până la momentul declarației din ăla din 16 noiembrie sau 18, când era la radio... A intervenția pe care el 18, a cerut-o, da. 18, 18, până atunci, inclusiv autoritățile române, fuseseră mințite că o să intrăm. De fapt, a vrut să se intre. E posibil ca din 1 noiembrie să fi schimbat placa. Numai Croația, Marius Tuc. La noi, în România, nu s-a discutat încă o dată. Eu când am auzit pe Schulz că spune, vorbește... 29 august, vorbește de extinderea Schengen, era să leșin pentru că... Cum a vorbit și Macron. Păi nu era temă moartă. Da, da, da. Nu pentru că nu mai avea nimeni curaj. Migrația, presiunea migraționistă făcuse să nu se mai discute. Și pandemia. În 10 ani în care tot încercăm să intrăm în Schengen, 8 a fost Iohannis președinte. De ce n-am mai avut un vot până acum în Jai, de exemplu, în legătură cu asta? Că nu mi-aduc aminte să fi fost un vot. Pentru că ori a avut o discuție deschisă... Și s-a spus că nu? Nu, nu. Și s-a spus, tu faci acolo, tu ești cu Zelenski, tu faci cu totul, cu totul și noi nu te vorbesc de acești 8 ani. De ce n-a fost? 8 ani, de ce nu s-a pentru discutat? Că nu mai era temă, Marius, tu că încă o dată, hai să ne... Ai ții minte în 8 ani. Păi nu, de când 8 ani. Președinte. Păi dar nu mai punea pentru că nu se mai punea problema intrării României în Schengen, cum nici nu se va pune, dacă vrei, pare. Vrei să pariem acum? Da, gata. Ce spuneți? Că e stempa, nu? Nu, e o prostie. Ce aia? Deci nu se va mai întâmpla. Nu, n-are, gata. Da. Hai să punem pariu pe un stilou. Nu se va mai întâmpla pentru că s-ar putea să termine războiul și atunci noi devenim inutili. Eu pun pariu. Că intrăm. Apropo și de declarația lui Iohannis, că abia acum ei s-au trezit și că știu ce au de făcut în legătură cu Austria. Și că e posibil 2023-2024 până în alegeri să intrăm în Schengen. Numai dacă te decuplezi de Bulgaria. Facem pariu? Gata, facem. Bun, facem pariu. Am pus pariu pe un stilou. Da.